Calvarul lui Marius a început în septembrie anul trecut. Se întorcea cu un prieten din Bulgaria când la un moment dat șoferul a pierdut controlul volanului și s-a izbit violent de un perete al punctului de trecere al frontierei Negru-Vodă. Șoferul a murit pe loc, iar Marius a ajuns în comă la spital. Și am întrebat o doamnă asistentă, mi-a zis de accident rutier, primul reflex a fost să mă uit la picioare. Și le-am văzut cu fixatoare puse, am zis, da, e clar. După mai multe intervenții chirurgicale, medicii au reușit să-i salveze viața, însă nu și mâna stângă. Când mi-a scos gipsul, mi-au zis că mi-o face. Dar din cauza că am făcut infecția aceea, n-am mai umblat la ea. A zis că se infectează și asta, dacă o deschide și așa, o să fac și aici infecție. Au zis că se face. Și acum, pe unde păratos care am fost, mi-au zis că s-o las așa. Că nu se știe dacă mai intervine cineva. Păi dacă vreau să mă îndrepte, mi-a zis că rămân cu ea dreaptă. Nu mai pot să o mai iei așa. Dacă vreau să o îndoi, să o duc la cap, să pot să o folosesc așa, nu mai pot să o îndrept. Vorbim de un caz de extremitate gravă în care a fost pusă viața în pericol, în care s-a salvat viața pacientului, au consolidat fracturile de membri inferioare, dar fractura de pe paletă umerală a rămas cu un anumit deficit funcțional. A consolidat vicios. Așa, asta este termenul medical. Cotul ar fi putut consolida în poziția anatomică dacă ar fi fost singura fractură a acestui pacient și starea pacientului ne putea permite să facem acea operație în primele 3, 4, 5, 7 zile. Operațiile s-au făcut în ordinea cronologică, firească, medicală, vis-a-vis de importanță. Între timp, tânărul a părăsit spitalul și a realizat că viața lui nu va mai putea fi aceeași. A primit concediu medical 365 de zile, din care mai are doar 72. A urmat tratamentul medicilor și a făcut și recuperare. Însă lucrurile nu s-au schimbat. Trebuie să forțești să dau și cap în față ca să pot să... Dacă vreau să mă spăl cu ea la cap, nu pot să... Trebuie să las capul jos și să mă forțez. Eu aș prefera să fie mâna dreaptă, să... Nu știu, măcar 50% să pot să folosesc ca să... Măcar să mă întorc la muncă. Gipsurile au fost puse corect de la început, dar un gips fracturat se poate avea o anumită deplasare sub gips. Un gips nu poate să-ți dea reconstrucția care faci atunci când desfaci, faci incizie, desfaci și pui fragmentele ca la puzzle sau ca la Lego. Pentru Marius a intervenit inclusiv fostul ministru al apărării Mihai Fifor, care a achitat personal costurile pentru schimbarea unui rând de tije și șuruburi în valoare de 3.500 de lei. La finalul concediului medical, tânărul va intra în comisia medicală, iar aceasta va decide dacă el mai este sau nu apt de muncă. În funcție de această hotărâre, vor fi făcute recomandări cu privire la pensionarea tânărului sau la rămânerea acestuia în sistem, dar pe o altă funcție.